Nu au fost identificate indicii care să dovedească încălcări ale procedurii de intervenție la tragedia din Clubul Colectiv. Asta a declarat colonelul Cristian Radu, prim adjunct al inspectorului general al IGSU, după apariția în spațiul public a unor imagini nedifuzate de la intervenția la Clubul Colectiv. Cristian Radu a precizat că imaginile nu au fost prezentate autorităților și anchetatorilor pentru că nu au fost cerute în mod punctual. Acesta a mai spus că nu și-a pus problema ca înregistrarea video să fie utilă procurorilor. A fost vehiculată afirmația că la nivelul Centrului Operațional Național al IGSU s-a luat decizia de a fi ascunse aceste imagini. Eu sunt șeful acestei structuri titular acum și vă afirm cu toată responsabilitatea că nu am comunicat nimănui acest lucru, nu am ordonat nimănui, ba dimpotrivă, imaginile există în format original la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. De asemenea, reprezentanții instituției au precizat că la nivelul IGSU au fost vizionate acele imagini care au fost analizate de un întreg colectiv. Ei au explicat că nu dau din oficiu nimănui în spațiul public imagini care pot avea impact emoțional asupra populației. Pe de altă parte, inspectorul șef al ISU București-Ilfov, Orlando Șchiopu, cel care a coordonat pentru scurt timp intervenția de la Clubul Colectiv, a precizat că înjurătura surprinsă în filmulețul difuzat de Libertate nu se referă la victime. El a explicat că echipele ISU s-au confruntat atunci cu o situație cu care nu se mai întâlniseră. Nu suntem pregătiți în școli pentru dezastre și nici nu suntem roboți. Am fost anunțați pentru un incendiu, nu anunțați că ar fi câteva sute de oameni care nu pot ieși dintr-o incintă sau mare arș, a spus Orlando Șchiopu. Procurorii parchetului general au anunțat că nu aveau la dosarul colectiv înregistrarea difuzată de cotidianul Libertatea și nici nu știau de existența acesteia, drept pentru care a fost solicitată Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru a fi pusă la cauza care vizează modul în care au intervenit autoritățile.